Justiția sârbă a cerut detalii cu privire la natura infracțiunilor în cazul lui Sebastian Ghiță. Tudorel Toader a precizat că urmează să primească în cel mai scurt timp documentele solicitate de la Curtea de Apel Ploiești, iar apoi le va trimite în Serbia prin curierat rapid. Sebastian Ghiță a fost subiect de discuție și între președinții României și Serbiei la întâlnirea avută săptămâna trecută la Cotroceni. Atunci, șeful statului sârb a declarat că nu deține prea multe informații despre acest caz, dar că lucrurile se vor lămuri în scurt timp.